Încă o victimă a escrocheriei cu ruda implicată în accident. O chișinăuiancă de 75 de ani le-ar fi dat unor escroci 40.000 de lei și 15.000 de euro, crezând că își salvează nepoata de dosar penal. Poliția a reușit să rețină suspecții. Oamenii legii au fost alertați de către victimă, care le-a spus că a fost apelată la telefonul fix de un bărbat ce vorbea în limba rusă și s-ar fi prezentat drept angajat al poliției. El i-ar fi comunicat că nepoata ei a provocat un accident rutier, solicitând 30.000 de euro pentru a restitui paguba părții vătămate, iar nepoata ei să fie eliberată. Speriată și derutată, victima le-ar fi oferit 40.000 de lei și 15.000 de euro, însă ulterior și-a dat seama că a fost păcălită. După o serie de investigații, bănuiții au fost identificați și reținuți. Este vorba despre doi indivizi de 19 și respectiv 31 de ani, unul originar din Cimișlia, iar celălalt alt din Ucraina. La audieri, aceștia și-ar fi recunoscut vina. Pe ce ai fost reținut poliția? După infracțiunile care accidente. Potrivit oamenilor legii, numai în data de 1 august în municipiul Chișinău au fost înregistrate 18 tentative de escrocherie, în urma cărora cetățenii au sesizat poliția la 112. Forțele de ordine menționează că ținta escrocilor sunt de obicei vârstnicii, de aceea oamenii care sunt apelați cu privire la anumite accidente sunt îndemnați să închidă apelul, după care să anunțe poliția.